astăzi vom face aceste inimioare. Poți descărca aceste modele gratis în linkul din descriere. Dacă nu ai imprimantă, atunci poți folosi o foaie pătrată. Să începem! După ce ai imprimat hârtiile, decupează-le. Întoarce hârtia și îndoaie la jumătate în sus. Deschide și îndoaie încă o dată la linie. Rotește și fă la fel. Apoi, împătură partea de jos la linia de sus. Deschide, rotește și fă la fel. Deschide, rotește din nou și împătură la jumătate. Deschide din nou și împătură la linia de la mijloc. Deschide și fă la fel și cu cealaltă parte. Ține foaia cu imprimeul așa, apoi întoarce și îndoaie părțile albe înăuntru. Apoi, îndoaie partea de jos la linia a doua. Deschide și fă la fel și cu cealaltă parte. Rotește și fă din nou la fel. Apoi, îndoaie colțurile la linia din mijloc. Am folosit bandă dublă adezivă pentru a fi mai stabil și a nu se deschide. Am tăiat așa și am lipit la colțuri. Pătură la jumătate și lipește bine. Apoi, folosește o unealtă pentru a face puțin spațiu înăuntru. Apasă părțile de sus înăuntru, iar apoi apasă deasupra pentru a-i da forma de inimă. Pune și la aceste margini puțină bandă dublă adezivă. Voi pune bandă dublă adezivă așa. Împătură înapoi și apasă puternic. Și dă-i o formă frumoasă inimii. Gata! Cum ți se pare această inimioară? Mulțumesc pentru vizualizare! Dacă îți place acest video, te rog să dai like, să distribui și să te abonezi. La revedere!